Guvernul ia în calcul să prelungească cu o oră restricțiile de circulație pe timpul nopții în toată România, devansând cu o oră de la ora 23 la ora 22 interdicția de ieșire din casă, au declarat pentru G4media.ro surse guvernamentale. O altă măsură luată în calcul este interdicția pentru unitățile de cazare din stațiuni și alte zone turistice să ocupe mai mult de jumătate din camere. Potrivit surselor citate, măsurile urmează să intre în vigoare odată cu prelungirea stării de alertă, adică pe 14 martie. Scopul prelungirii cu o oră a lockdown-ului, au explicat sursele citate, este reducerea interacțiunilor pe fondul creșterii cazurilor de infectare cu coronavirus. Autoritățile speră că astfel să reducă în special petrecerile care sunt organizate în diverse localuri și la care participă un număr de persoane peste limita legală. Sursele citate au mai explicat că magazinele se vor închide tot la ora 21 ca și până acum, dar au precizat că mall-urile vor rămâne deschise.